Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pastila de Frumusețe. Sunt Romina Băluță, iar alături de mine l-am pe bunul nostru prieten Florin Burescu. Florin, ne bucurăm că ne calci din nou pragul. Bine v-am regăsit, cu mare bucurie de fiecare dată. E o plăcere să vin și să povestim despre frumusețe. Și uite că de când ai fost ultima dată, până acum deja am intrat în sezonul rece. Și vine vremea asta urâtă, vremea pe care eu niciodată nu m-am împăcat, pe care n-am suportat-o niciodată și se pare că 90% din noi suntem pe frecvența asta. Așa este, uite, suntem meteosensibili, cred că asta este... E cuvântul cel mai potrivit, da. Așa, și avem și tendințele toamnă-iarnă ale anului 2023-2024 și vrem să știm așa cum să ne îmbrăcăm, să fim cool în această toamnă. Să știi că toamna, în general, e foarte generoasă. De când ne știm noi în moda asta, am fost foarte deschiși acestui anotimp pentru că vine momentul acela în care poți să adaugi mai multe articole vestimentare, poți crea ținute. Vara e un pic mai greu, când sunt 50 de grade afară, încerci cel mai simplu lucru pe care l-ai, cel mai ușor și nu-ți permite să faci anumite outfituri. În schimb, toamna vine exact cu perioada asta în care nu e nici foarte, foarte frig, nu e nici foarte, foarte cald și îți permiți, poți lua și o geacă de blugi, poți lua și un sacou, poți lua și o maletă, dar în același timp poți lua și un trench. Adică e o trecere din asta foarte, foarte frumoasă și ne ajută pe noi să creăm outfituri. Toamna asta e la fel ca orice altă toamnă, despre culori de toamnă. Am iubit culorile vara, le iubim și toamna, doar că trebuie să le adaptăm sezonului. Și dacă pe timpul verii am purtat galben pai în nebunie, purtăm acum toamna aceasta, spre exemplu, galbenul acela portocaliu sau, cum mai e cunoscut, galben păpădie. Îl putem folosi fără niciun fel de problemă în toate combinațiile pe care noi ne dorim. De asemenea, verdele e la putere din nou toamna aceasta și vă recomand să purtați verde, că aduce bogăție, aduce prosperitate în viață și ne dă un vibe foarte, foarte bun. Nuanțele de ciclam închis, de bordeaux, sunt și ele în tendințe și sunt foarte, foarte apreciate și căutate. Chiar avem de ce să ne bucurăm toamna aceasta și nu numai toamna asta, toată iarna avem așa să ducem ținutele și să facem outfituri frumoase, pentru că dacă ai o bază, le poți combina în toate tipurile și eu cel mai mult vă recomand să aveți tot timpul baza nude, adică vorbesc aici de pantaloni, crop topuri, topuri, body-uri în nuanța nude, la fel și nuanța de alb-negru și după aia puteți să jonglați cu ele cum vreți. În momentul în care, nu știu, ai pus pe tine o pereche de pantaloni nude, un body nude, poți să îți iei un trench colorat, poți să îți iei un trench cu imprimeuri, poți să îți iei o geacă, poți să îți iei un fular supradimensionat, poți să îți iei un poncho. Adică deja de la o pereche de pantaloni și un body am ajuns să facem 20 de ținute de voie. Și atunci ne ajută foarte mult. Uite că ai spus și mi-a rămas asta în minte. Ai spus de culoarea verde că aduce prosperitate, noroc, da, și toate cele. Deci uite, nu este vorba doar de pur și simplu să fim cool, ci ne aduc să și atragem. Și să știi că eu am fost genul de om care n-a acceptat aceste energii. Eu am spus tot timpul, lăsați-mă prostile, te energia aia vine, soarele, luna, se suprapun, se întâlnesc. Eu n-am crezut, nu am acceptat lucrurile acestea până în urmă cu ceva ani, când mergând la evenimente și întâlnind foarte mulți oameni și uitându-se la tine și plecam de acolo cu o stare pe care nu mi-o explicam. Pur și simplu secat de energie. Și nu de unde vine asta, cum e nebunia asta, că nu cred. Și mi-am dat seama că într-adevăr există aceste câmpuri energetice pe care le avem în jurul nostru și oameni care îți consumă energia sau te încarcă cu energie și am început să citesc, să mă informez mai mult, le-am dat crezare pentru că sunt adevărate, testate pe propria mea piele, eu sunt om anicredincios, nu, la mine nu merge, știi, am auzit eu o prietenă, nu merge, lasă să văd eu, să fiu eu sigur sau să îmi explici mie prin logica mea că într-adevăr lucrul acela
Este adevărat. La mine așa funcționează totul, nu doar partea asta cu energie. Și mi-am dat seama că în momentul în care, uite, de exemplu, avem o stare foarte proastă, ne trezim dimineața, toți avem, e imposibil, nu-mi spune nimeni. Uite, râdeam cu cineva acum mai devreme și zice, ba da, spun eu, un om care se trezește așa, ha, non-stop, zic, cine? Dorian Popa. Băi, lasă că și Dorian Popa vorbi cu el de atâtea ori, are și stările lui, adică, ca oricare, a, normal că îți aprinde camera și omul e, ha, e firesc, e logic să fie așa, e meseria lui. Dar cu toții avem stările acestea proaste. În momentul în care ai stările, hai să încercăm dimineața să facem un exercițiu. Mă, deschizi dressing-ul, te uiți așa cu o jumătate de ochi, ia să vedem, îmi place aia, nu-mi place aia, îmi place aia, nu-mi place aia. Ai tras repede ceva pe tine, cel mai simplu, cel mai banal. Încearcă să-ți faci un make-up, reușiți să-ți dai cu un ruj roșu, în cazul fetelor. Încearcă la băieți să-ți iei o pereche de încălțări într-o culoare puternică în picioare, pe lângă training-ul ăla, bluza aia, cămașa aia simplă pe care ți-ai luat-o și blugii aia, tragi o pereche de încălțări. Să vezi că automat trecând prin lift când coborâm sau ne uităm într-o oglindă sau la mașină sau nu știu ce, ne uităm și ne schimbăm starea. Păi, dar eu ce mișto mi-a stat. Hai că e bine, am salvat și asta situația. Și într-o dată pornești cu o chestie de wow, hai că e bine. Dar dacă te mai uiți în jos și zici, aoleu, am plecat și cu o șosetă albă și una neagră. Aoleu, ce zi o să am azi. Știi, adică tot timpul sunt lucruri atât de mărunte care ne schimbă starea și vibe-ul încât trebuie să le facem. De-aia am spus, aveți foarte mare grijă și încercați ca și garderoba voastră, sfătuiesc pe toți cei care se uită la noi, să fie cât de cât organizată. Eu înțeleg, nu puteți să fiți toți nebuni cum sunt eu, să le aveți la linie pe culori puse. Nu se poate, că am înțeles și lucrul ăsta, nu-i toată lumea nebună, mai sunt și oameni sănătoși printre noi. Dar încercați să o aveți oarecum într-o ordine, încercați ca în momentul în care deschideți, dressing-ul să vă inspire. Mie dressing-ul îmi spune ce să mă îmbrac în ziua respectivă. Eu le deschid așa, am patru uși imense, le deschid pe toate și stau așa la o distanță ca de aici în cameră și mă uit. Și dressing-ul îmi spune tare și mă duc direct la produsele respective. Rare ori, după ce le-am tras de pe umeraș, să le mai schimb între ele. Rare ori. Adică pur și simplu am pus mâna, de dimineață așa a fost, am deschis și nu prea am dormit noaptea trecută. Și aveam o stare de asta ciudată și am văzut costumul gri, zic, starea mea așa este astăzi. L-am tras de acolo și aia a fost. Mi-am pus încălțări galbene în picioare să sparg un pic așa. Oricum tu arăți impecabil. Ei, mulțumesc, mereu. Nici chiar, dar ne chinuim. Ba da, și uite, chiar dacă este gri, tot... Arăți impecabil, ești... Știi cum este? La fel ca și un cântăreț. Nu contează starea lui, el trebuie să cânte bine. Pentru exact. Că de-aia l-ai chemat, de-aia l-ai plătit, de-aia este prezent la evenimentul tău. Așa este și meseria mea. Tu dacă te uiți la mine și mă vezi total neîngrijit, nu o să mai vin niciodată să-ți cumperi rochii de la mine. Niciodată. E o chestie normală și eu aș face la fel. Eu am cunoștințe care creează pentru bărbați haine și eu mă uit la ei și dacă el, omul, nu mă inspiră pe mine niciun fel, dacă el mie nu-mi transmite încrederea aia că ce face el face bine, nu să mă vezi niciodată îmbrăcat de la el. Așa este, exact. Normal, adică... Na. Acum că ai spus și l-ai menționat pe Dorian Popa că el tot timpul este cu zâmbetul pe buze și când apare în fața camerei e pozitiv, dar e normal pentru că el așa s-a făcut plăcut, adică să transmită energia pozitivă. El oricum este un om pozitiv, el are o energie foarte bună, asta este clar, dar ca orice baterie ajunge la un moment dat să se mai și consume, chiar dacă o reîncarci. Dar și telefonul nostru, l-ai văzut, e full dimineața, dar ușor, ușor începe să mai scadă, că este firesc, este logic exact. Să fie așa. Așa este. Și uite, se spune că și culorile, adică dacă te îmbraci mai închis la culoare, ai o stare mai puțin pozitivă, corect. Când ești îmbrăcat în culori mai stridente. În proporție de 80%, așa este cum spui tu. Restul de 20% este o combinație între, pentru că poți face niște outfit-uri și să ai o stare foarte bună îmbrăcat în negru de sus până jos, all black. Poți avea o stare deprimantă și să fii all black. Adică dacă vorbim și de nuanțele astea, nuanțele care nu îți permit să ai o altfel de stare decât cea impusă de univers, sunt roșu, galben, fucsia, nuanțele foarte, foarte puternice. În momentul, nuanțele fosforescente, în momentul în care optezi pentru o astfel de nuanță, atitudinea ta trebuie să fie una pe măsură. Adică nu merge
stai că mă îmbrac în roșu, dar eu vin și stau așa, nu mă machiez, nu. Am mai văzut cazuri în care s-au îmbrăcat în roșu de sus până jos și ele săracele nu aveau un gram de fond de ten sau un ruj niciodată în viața asta. Nu există roșu fără make-up. Nu există. Corect. Așa că, da. Și uite că tot vorbim de stări, vreau să știu cum ne influențează anotimpul în care ne aflăm, modul în care ne îmbrăcăm. Păi să știi că nu poți să, nu e o regulă, depinde foarte mult de persoane. Uite, pe mine, de exemplu, mă descurajează anotimpul rece. Pentru că eu sunt genul de persoană care nu prea suportă hainele pe el. Adică mie îmi place să vină mai așa, deși am purtat toată viața mea costum cu cămăși, cu cravate, cu papioane și am stat drept așa. Cred că tocmai de aceea nu mai îmi place foarte mult zona asta de a fi foarte încorsetat. Și iarna ai multe, fiind foarte friguros cazul meu, e greu. Sunt alte persoane cărora aici li se pare că pot jongla și aici li se dezvoltă imaginația și aici e interpretabil. Pe mine, de exemplu, mă influențează foarte mult natura. Pe mine mă influențează, eu când văd verde, când văd frumos, când văd soare, când văd lumină, e într-un fel. În momentul în care văd așa anost, trist și cum mai vrei tu, nu mai am starea aia bună și nu mai pot să creez atât de mult. De aceea, uite, la mine în ateliere și peste tot, găsești foarte multă lumină. Foarte multă lumină naturală. E inspirația mea, e starea mea de bine. Cred că depinde de la persoană la persoană și fiecare anotimp are frumusețile lui, are inspirațiile lui, are stările lui, sunt convins de lucrul acesta. Pentru mine tot timpul toamna a venit ca, n-a venit tocmai bine niciodată, pentru că vin după un sezon foarte aglomerat în care muncesc și sunt foarte obosit. Vremea nu e prietenoasă pentru că deja trebuie să încep să-mi iau pe mine hăinuțe, nu mai pot merge cu o cămășuță și așa. Adică la mine vine toată cu părțile negative, dar în același timp vine și cu foarte multă culoare. Toamna este cel mai colorat anotimp, dacă stăm să ne gândim. Așa este. El aduce toate nuanțele alea de arămiu, de verde, de tot ce vrei. Și în momentul acela este, poate fi și o sursă de inspirație. De-aia spun că e ușor interpretabil, n-aș putea să dau un răspuns generalist, pot da un răspuns personal. Și am spus, pentru mine, toamna nu e cea mai inspirată, cel mai inspirat anotimp. Și mai ales când te mai duci într-o vacanță, că te-am văzut, ai fost recent. Tocmai am tras de vară cât s-a putut. Da, și când te întorci dintr-un loc călduros și vii la frig, nu ai cum să ai o stare prea bună. M-a ajutat Dumnezeu și am văzut foarte, cel puțin Europa, am văzut-o toată și așa mai departe. Și eu acum știu cum să-mi fac bagajul. La mine nu prea mai găsești lucruri inutile în bagaj, la mine găsești exact ce știu că se folosește în intervalul respectiv. Am un bagaj destul de organizat, ca de altfel totul în viața mea e ușor organizat. Și când am plecat, am ajuns acolo și îmi zice cineva cu care am fost, zice, ce naiba faci cu geaca groasă în bagaj? Și zic, las-o aici, că îmi trebuie mie. Eu, deja a patra oară când vin în Egipt, eu știam că la întoarcere vom sta foarte mult în aeroport. În aeroport este gheață, este frig, ei zic că sunt 18 grade, eu vă spun că mai mult de 10 nu sunt. Asta e clară, mureai pur și simplu acolo. Și la întoarcere în România a fost foarte frig. Noi ne-am întors de la 50 de grade la 18 grade, cred că erau, dacă nu mai puțin, când am ajuns eu în România atunci. Și eu am venit foarte frumos, ei toți cu pălării, cu rochicioare, cu tot ce mai aveau. Eu am desfăcut bagajul, mi-am luat geaca pe mine și zicea, de-aia ți-ai luat un geac pe ei. Ai trecusem prin asta, da. Și ei mai trecuseră mulți, dar nu i-am calcul, lasă că e cald acolo, ce rost mai mi-ocup bagajul cu o geacă. Așa că sunt mai precaut, adică îmi place să stau la căldură și am stat, credem, o săptămână, am luat tot soarele de s-a putut acolo, am ținut să bată numai pe mine, zic aici, să-mi intre căldura în toate oasele. Deci ai profitat la maxim. Da, la mine vara a ținut cam până pe undeva pe 10 noiembrie. Deci a ținut. E bine și uite, vreau să ne întoarcem puțin la tendințe și normal ca de fiecare dată și în fiecare an
cum avem, bine, cum ai spus și tu, nu prea s-au schimbat atât de mult tendințele anul acesta, dar presupun că sunt și anumite articole vestimentare la care trebuie să renunțăm în acest sezon și aș vrea să știu care sunt acelea. Să știi că spre surprinderea mea, deși n-am crezut, articolele, nu în totalitate, dar marea majoritate a articolelor mulate pe corp, ușor dispar. Și pe o parte mă bucură pentru că îmi dau seama că nu mai sunt un avantaj, pe de altă parte mi-e teamă că dispar acum și că vor reveni iarăși și va fi o nebunie în care îi vei vedea pe toți bărbații cu colanți și cu tricourile acelea de țipă, de nu ajung mânecile în loc să fie până pe aici, sunt undeva până aici. Am mai tot văzut și zilele trecute inclusiv pe internet. Astea sunt anumite piese care ușor dispar. Acum, fetelor, nu aruncați tot ce aveți mulat de acolo, pentru că o combinație între o piesă ce urmează linia corpului și una oversize dă mult mai bine decât două piese oversize sau două piese ce urmează linia corpului. Adică ele trebuie oarecum combinate. Ce mi-aș dori eu să nu mai văd o perioadă, deși am și eu câteva perechi și îmi pare rău să renunț la ele, sunt jeansii cu tăieturi și cu acele rupturi pe care nu le mai agreiem. Noi, specialiștii, nu le mai agreiem deloc. V-am spus, am și eu, vă înțeleg perfect, am dat pe ei mult de tot și mi-e frică că și deși revine, o să revină moda, sunt convins că va reveni, mi-e teamă că nu o să mai îmi placă și atunci va trebui să-mi iau alții. Și chiar, uite, nici în sezonul rece nu renunță, că hai să spunem, sunt cu tăieturi, vremea rece, nu renunță și vedem cel puțin la femei, că la bărbați nu se poate, dar femeile își pun un dress sub. Lasă că se poate și la bărbați, spun eu, pun pantalonii aceia de sport, colanții aceia pe sub, am văzut și lucrul acesta de... Ne-a luat leșinul. În primul rând, jeansul care are aceste rupturi și aceste tăieturi, el este făcut dintr-un material ușor, dintr-un material de vară. Că nu poți să umbli cu genunchii pe afară în ianuarie, că rămâi fără genunchi, faci coxatroză și acolo ești. Adică nu merge pe varianta asta. În schimb, ei nu înțeleg că fiecare haină trebuie adaptată. Uite, de exemplu, că după ce m-am întors din Egipt, știu că nu mai am nicio plecare în perioada următoare, timp de vreo 2 luni de zile, cel puțin, într-o zonă călduroasă și am strâns toate hainele de vară. Nu pot să mai vin în cămașe de in, nu pot să mai vin în cămașe subțire de mătase și în pantaloni de vară, că nu mai sunt. Deși afară vremea ține cu noi, nu mai e chiar atât de cald încât să le putem purta. Atunci toate hainele de vară le-am pus în dressing-ul de vară, noi am trecut la cel de toamnă-iarnă. Același lucru trebuie să înțeleagă și oamenii. Deși ne plac anumite haine cum ne vin, dom'le, nu mai merg, gata, s-a dus vremea lor. Asta e, nu ne convine, nici nimănui nu-i convine. Dar, din păcate, trebuie să renunțăm într-un fel la ele. Nu de tot, nu vă sfătuiesc să aruncați hainele de foarte bună calitate, nu vă sfătuiesc să le puneți, nu știu, în saci, să le uitați în 10 ani într-un pod. Nu, niciodată, dar aveți grijă să încercați să le rotiți și să fie adaptate sezonului. E foarte important aici și e o nișă atât de fină încât mulți rău greșesc. Și uite, vreau să știu care este piesa vestimentară pe care trebuie să o avem în garderobă în sezonul acesta. Păi eu cred că indiferent că ești femeie sau bărbat, da, eu mă adresez mai mult doamnelor, eu aș merge pe un sacou negru oversize. Aș merge pe varianta asta, că de aici poți merge pe diverse stiluri. Poți avea o rochie tip furou și o pereche de sandale, spui acest sacou pe umeri, ai plecat la un eveniment chiar de covor roșu, îți poți permite să mergi. Poți pune o pereche de jeans și o maletă și ai adăugat acest sacou pe umeri, te-ai dus într-o zonă senzațională, comodă, practică și cum mai vrei tu, e foarte bun. Nu știu, dă-mi alte idei că am îți mai spun la combinații. Am văzut și un pulover croșetat și o fustă, exact. Dresuri și botine. Exact. Dar aveți foarte mare grijă în momentul în care purtați fustă scurtă, botină, să fie o proporție corectă. Să nu purtați botinele mai scurte sau mai înalte decât vă avantajează. Totul ține de picior, de lungimea piciorului. Da, că putem
Acum depinde, putem să ne tăiem glezna și să punem mai scunde. Și să pari mai scundă și gen motanul încălțat și nu e cazul. am văzut cazuri, de-aia încerc să menționez. În momentul în care nu stăpâniți anumite segmente și anumite outfituri în totalitate, fie cereți ajutorul, pentru că suntem atâția care, pe care nu trebuie să-i plătiți, ci pur și simplu să intrați să le scrieți un mesaj, o părere și vă răspund în limita timpului, bineînțeles, fiecare. Când nu stăpâniți ceva, încercați să evitați. Haideți să mergem pe ce stai tu. Uite, avem un exemplu în această industrie și îmi place să o dau exemplu de fiecare dată. Este Andreea Raicu. Andreea Raicu nu stăpânește deloc stilul. El nu-l stăpânește. Și atunci și-a ales nișa. Nișa ei a fost aceasta de safe, de clean. Ținutele acelea basic, toate, dacă o vezi pe ea, e acolo. Andreea nu știe să facă outfituri, dar în același timp, pe segmentul ei arată impecabil. Și este de apreciat. Dom'le, atâta știu, atâta fac. E exact ca și cum, nu știu, te-ai duce într-o croitorie și tu toată viața ta, 40 de ani sau cât ai lucrat într-o altă croitorie, ai băgat doar buzunare și aici vine cineva și zice, da, pune și bagă și mâneci, pune și guler, pune și accesorii, treci și la cusul la mână și tu atunci nu o să le faci bine pe niciunele. Pentru că nu știi să le faci. Același lucru e și cu îmbrăcămintea. Mergem acolo, pe segmentul nostru. Atât aștept, atât se poate. Aștept, sunt foarte multe persoane care încearcă să se ducă într-o altă zonă, să nu mai fie foarte în zona de confort și fac greșeli destul de mari. Și totul trebuie luat treptat. Dacă vrei să experimentezi, dacă vrei, ia-o treptat. Nu trece de la o ținută basic, așa, dintr-o dată la una foarte extravagantă. Pentru că oamenii o să aibă un șoc când te privesc și poate că tresărirea lor, poate că starea lor o să-ți dea un disconfort și nu o să mai porți cum credești. Doamne, uite cum se uită lumea la mine, ce că sunt nebun. Dar tu dacă te mai duci încă 3 ani îmbrăcată la fel, o să vezi că după primele 10 dăți nu o să te mai bage nimeni, nu o să te mai facă nimeni nebun. Pentru că lumea s-a obișnuit cu tine așa. De-aia și pentru oamenii oarecum ciudat, zice, oh, wow, de ce a venit în rochie? Ea era în rochie elegante, adică e pe principiul acesta se merge. Da, și uite, trecerea asta de la vară la toamnă e destul de grea și pentru femei și vreau să știu care sunt piesele vestimentare la care femeile renunță mai greu în prima parte a toamnei. Păi cred că cel mai greu renunță la încălțăminte. Acolo am observat că e o problemă. Încă poartă acei papucei și acele sândăluțe, le văd îmbrăcate pe stradă. Mai stau la semafor câteodată și recunosc. Deși nu fac des lucrul ăsta, recunosc, mă uit așa și un zare zic, se mai văd și mai trece pe stradă. Și le mai văd îmbrăcate în jeans, cu pufoaica pe ele și cu sândăluțele de vară în picioare. Și nu vorbim de sândăluțe cu toc sau ceva, nu, vorbim de sândăluțele acelea joase. Cred că de la încălțăminte pornește, că acolo e cel mai greu. Zici, a, dar ce să-mi iau ghete de acum? Stai, mai trag și eu de vară, las, mai chem și eu. Așa și, e. Și aici, de aici pornește tot. În schimb, în sus, cred că mai fac greșeala aceasta de a combina hainele de vară, gen rochile de voal și așa mai departe, cu hainele de iarnă. Și vorbesc că se îmbracă de vară pe sub și ia repede un palton pe deasupra. Păi, prea merge. Eu știu că la 12-1 se face cald, dar hai totuși să lăsăm, să luăm rochițe de toamnă, că există. Și încă vedem, deși noi am mai discutat despre purtarea colanților și acum vedem foarte multe femei care combină, nu știu, poate un hanorac mai oversize cu colanți. Da, pentru că nu, noi nu o să scăpăm de acești colanți prea curând în această viață. Cred că deja ei au purtat ele colanți pe 50 de grade de aia de plastic, de mirosea carnea pe ele săracele, dar minte acum toamna. Sunt convins că nu vor renunța la acei colanți. Nu știu ce ar trebui făcut, ar trebui dat o lege prin ordonanță, prin cum se face, dar să se dea o lege ceva să nu se poarte acei colanți decât în sala de sport. Nu. Și culmea, că vedem în magazine, acum au făcut colanți cu puf în interior, călduroși. Doamne, păi dacă clienților le plac prăjiturile, eu cum să vând covrigi? În prăjituri, ca aia e, adică cu toată lumea zice, păi ăsta e trendul, că uite ce apare în magazin. Nu, noi în magazin facem un sondaj.
Eu am adus colanți că au apărut pe piață și trebuia să aduc și eu 3 perechi de colanți. Când eu am văzut că am rămas în primele 3 secunde fără acele 3 perechi de colanți, păi tu mă crezi nebun să nu mai aduc încă 300 de perechi ca să le vând să fac profit? Adică eu nu vând, n-am pus la vânzare colanți ca asta se poartă. Eu poate n-am promovat colanții, dar am avut că mi-aduc o sursă de venit. Noi trăim din așa ceva. Și în momentul ăla toată lumea crede că gata, dacă sunt în toate magazinele se și poartă. Nu, se cumpără foarte mult și oamenii vor să scoată bani pe acele produse. Lucru logic și firesc. Eu nu condamn. Că știi cum este? E o vorbă. Nu e prost cine cere, e prost cine dă. Ceva de genul exact. Acesta. Dacă voi treceți pe lângă magazin și nu cumpărați colanții, o să-i vedeți în toamna asta că n-au încotro, iau achiziționat, dar din primăvară o să dispară. Că îi dau la retur și gata. Au dispărut. Deci, dacă ne punem ambiția ușor, dacă îți face, pune mână de la mână, unim forțele, pot dispărea colanții de pe piață. Nu știu ce să zic, că în ultimii ani tot îi vedem. O să-i vedem mult timp de acum înainte. Pentru că și treningurile și femeile neîngrijite pe stradă văd 80% din femeile văd cu o pereche de tenis în picioare, cu o pereche de pantalon de training și un tricou pe ele și gata, au plecat. Ce să... Se întâmplă, eu știu, înțeleg, e comod, e practic și mie îmi vin, crede-mă și eu mă îmbrac, am zile în care mă îmbrac în training, îmi pun o șapcă în cap. Păi da, și training-ul ăla e training, nu mă îmbrac zi de zi, mă îmbrac și în zilele în care n-am așa chef. Dar tu, mie mi se pare că femeile astea n-au chef niciodată, adică știi cum e, las, mă duc eu la nuntă peste 2 luni și mă aranjez atunci, cerut, mă aranjez acum. Așa este. Și e păcat, adică sunt foarte multe femei frumoase, foarte multe femei și fete care pot arăta creativitate, pot arăta ce e mai frumos. Nu, noi ne plafonăm acolo, luăm că au apărut acum nu știu ce modele de sneakers, de... UGG-uri, da. Stai că vin UGG-urile la... Cu alea să știi că împotriva lor nu sunt. Nu sunt împotriva lor, deși văd foarte multă lume împotriva acelor încălțări, bă, eu nu sunt împotriva lor, pentru că le poți combina în multe outfituri și da, ok. Sunt împotriva lor când văd că nu vă mai dezbrăcați de colanți și rămâneți doar în ele, atunci da, sunt împotriva. Că deci nu colanții sunt marea problemă. Da, aia zic, altceva strică. Și plus că acele încălțări nu și le permite oricine și nu le poate purta oricine, clar. Uite, pe lângă articolele vestimentare, contează foarte mult și cum ne accesorizăm ținuta și aș vrea să știu care este cel mai bun mod de a ne accesoriza ținuta de toamnă. Păi, la fel cum îți spun de fiecare dată, nu există o regulă pe care să o repetăm așa la nesfârșit până intră omului în cap. Ci depinde foarte mult de tine ca persoană, depinde cât apreciezi tu acele accesorii și mai depinde foarte mult de ținută. Dacă ai o ținută încărcată, automat renunți din prima la accesorii. Dacă ai o ținută simplă, pui accesoriile în așa fel încât să fie ok pentru evenimentul sau locul în care mergi. Că, de exemplu, tu dacă ții o ținută basic, o cămașă albă cu o pereche de jeans, poți să pui coliere supradimensionate, cercei supradimensionat, să-ți faci păr într-un anumit fel, să-ți pui brățări, să-ți pui... dacă mergi la o recepție. Dacă vrei să te îmbraci ziua la serviciu, îți pui un simplu accesoriu la baza gâtului și o pereche de cerceluși finuți și poți merge cu o curea și poți merge așa să-ți faci ziua la birou. Nu trebuie să pui mai mult decât este cazul. De-aia spun, depinde foarte mult de ținută și de locul în care merge. Tot timpul am pus accent să nu uităm și să plecăm de acasă tot timpul cu gândul că mergem în locul X. Ce se face în locul X, cum se poartă în locul X, cum te îmbraci în locul X. Adică, n-am, dacă ți-am spus te invit la operă, păi eu la operă orice eveniment aș avea, are oarecum 80% legătură cu opera. E legat de operă, este într-o instituție cu un anumit dress code. Adică nu poți să te chem la operă și să-mi vii în blugi rupți. Indiferent ce fac eu acolo, chiar dacă fac spectacol caritabil, chiar dacă te chem să auzi lansarea de album a, nu știu, Paulei Selling, te chem la operă, nu te chem la concert în stradă. Exact. E o diferență. Și vedem că se poartă foarte mult acum și pălăriile. Da, pălăriile, căciulile iarăși vor fi în trend anul ăsta foarte mult, cum toată vara au fost acei papuci odioși
nu știu dacă le putem spune numele, groaznici, infernali, crocodilii ăia urâți. La fel o să avem foarte multe căciuli împoposonate anul acesta, am observat lucrul ăsta. Pălăriile sunt foarte frumoase, doar că sunt foarte pretențioase. O pălărie nu o iei să-ți mascheze un păr murdar, nu o iei să nu o poți da jos din cap și să o ții acolo la nesfârșit. Pălăria trebuie purtată în anumite situații, trebuie purtată cu o postură anume, adică nu e chiar atât de simplu să porți pălăriile. Sunt foarte frumoase, vi le recomand, dar trebuie să aveți capul făcut pentru pălărie, trebuie să știți când și unde, cum să le purtați. Și ce ținute, bineînțeles, că nu putem să luăm o pălărie când ne îmbrăcăm în training. Asta ne-ar mai lipsi pe stradă, să mai vedem. Bine, nu mă miră foarte tare, dar sper să nu. Florin, uite, aș vrea acum să trecem un pic de tendințe și să ne spui cum ne putem identifica stilul vestimentar. Dacă vorbim de adolescenți, pentru că problema cam aici începe la un moment dat, dacă ești adolescent, îți dorești, parcă îți place și cum se îmbracă, simt cineva, Elena Gheorghe, îți place și cum se îmbracă, zi-mă, o doamnă bună, nu știu, o doamnă foarte elegantă. Și Ana Maria Prodan, de exemplu. Da, Ana e, acum e și pe tineresc. Nu știu, în fine, o doamnă elegantă. Soare, uite, Anastasia Soare, îți place și Anastasia Soare, îți place și aia, dar tu nu știi cum, că dacă te-ai îmbrăcat ca Anastasia Soare, ai părea prea bătrână. Dacă te-ai îmbrăcat ca Laura, poate e prea sexy pentru vârsta ta și așa mai departe. Ideea este să încerci să-ți găsești pasiunile. Mie ce-mi place. Uite, mie îmi place să merg în cluburi, mie îmi place să merg la petreceri, mie îmi place să stau la cafea toată ziua și așa mai departe. În momentul în care ai activitățile astea, tu trebuie să te îmbraci conform acestor activități. După care, dacă ție tot timpul îți place să fii între oameni adulți, să mergi în instituții de cultură, îți place, atunci trebuie să adopți stilul respectiv. De, cred că așa îți poți forma stilul vestimentar, urmărind foarte atent toate activitățile tale de zi cu zi. Și, bineînțeles, țelul tău, că deja la adolescență ai, știi ce-ți dorești în viața asta. Ai fi absurd să... Mai auzeam și eu colegi de-ai mei, eu nu știu ce mă face, eu mai nu e așa, ceva îți dorești tu, că nu știi dacă vei ajunge pe drumul respectiv, asta e cu totul și cu totul altceva. Tu bănuiești, adică te vezi și tu făcând ceva. Pur și fetele care zic, nu m-am văzut mireasă niciodată. Bă, toți s-au văzut și ele au știut, bă, nu mi-au aia cu atâta crinolină, că nu mă regăsesc, că se pare că sunt o varză. Uite aici că, scuză-mă că te-am întrerupt, că ai făcut și ai adus în discuție de rochile de mireasă. Vreau să te felicit pentru rochia de mireasă pe care ai creat-o pentru Maria Constantin, superbă. Că n-am mai apucat să vorbim de atunci, dar bineînțeles noi am urmărit și a fost o nuntă atipică, a fost o rochie atipică, pentru că am primit și critici, am primit și laude, cum este normal și firesc. Din punctul meu de vedere a fost ceea ce pe ea o reprezintă în momentul de față, a fost o rochie de mireasă așa cum ar fi trebuit să fie pentru acea petrecere, a fost rochia pe care ea și-a dorit-o, pentru că din fericire sau nefericire pentru alții sau nu știu cum o putem numi, ea mai a avut ocazia să mai poarte încă de două ori rochii de mireasă. Și a purtat. La prima nuntă a purtat prințesa, s-a văzut prințesa cum s-au văzut toate fetele și se văd majoritatea dintre ele. La a doua nuntă și-a purtat o rochie sirenă frumoasă și la a treia nuntă și-a dorit altfel de rochie. Nu puteam să mergem pe rochie clasică, să se ducă îmbrăcată într-o locație superbă, în aer liber, îmbrăcată într-o rochie din aceea fixă, așa, țiplă pe ea, sirenă, să nu te poți mișca, să nu poți da pasul, să stai sau într-o prințesă imensă. Nu mergea, nu se potriveau cu ceea ce avea în plan. Și da, am făcut o rochie. Din punctul meu de vedere a fost una dintre cele mai frumoase rochii pe care eu le-am realizat și aici vorbesc în segmentul mireselor. A fost Maria extraordinar de frumoasă pentru că ea este și o poartă într-un fel anume. Și cum ai zis, a fost o rochie de poveste pentru că rochia asta a avut povestea ei. Categoric, dar orice rochie și orice eveniment pe care voi, mai ales dacă e organizat de voi evenimentul, gen nuntă, botez, cununie, ce mai aveți, e grav dacă tu acolo nu ești în poveste.
Adică nu ne luăm, vedem pe Instagram sau Pinterest și luăm rochia pe care a purtat-o Romina, restaurantul la care a fost Florin, geanta pe care a purtat-o X și Y. Nu facem astfel de combinații. Adică da, poți să iei de la fiecare ce te ajută, dar să fie în elementul pe care tu vrei să-l concretizezi. Și aici că tot vorbeam de cum ne găsim stilul exact. Vestimentar. Așa ne găsim și stilul de viață și stilul vestimentar și stilul. Uite, de exemplu, am vrut să fac la un moment dat o curățenie în viața mea a oamenilor de rău în jurul meu. Și asta și m-am gândit, zic, unde îmi doresc eu să mă situez? Și am zis aici. Păi rămân lângă mine doar oamenii care pot ajunge aici și vor să ajungă aici sau oamenii care sunt aici. În rest, ce să fac cu ei? Ce să fac? Să mă trag în jos? Să-mi dea stare? Eu dacă am și am foarte mult, din păcate că sunt în ziua de astăzi, foarte mulți prieteni depresivi, evit. Să mă ierte, să mă critique lumea, să-mi facă ce vrea. Nu ai, pe ei n-ai cum să-i ajuți. Ei, în primul rând, ei trebuie să se ajute pe ei. Acolo nu pot. Iar eu să captez din starea lor negativă și să-mi distrug ziua, nu se poate. Adică nu merge. Corect, pentru că, uite, tot vorbeam la începutul emisiunii despre energie și, da, și... Asta am spus. Adică n-am nimic cu tine. Doamne, ferește-mă. Dar când vrei să mergem pe același drum, hai să mergem. Când tu o ții pe a ta, eu o țin pe a mea, nu e ok. Suntem prieteni, vorbim, Doamne ferește, ai nevoie de ceva, sună-mă oricând. Dar nu mă sună toată ziua că nu vreau să te țin aici aproape. Și am făcut această curățenie și să știi că lucrurile sunt mult mai ok. Adică când ai lângă tine oameni care, e o vorbă în popor, care trag la aceeași căruță, totul merge bine. Păi da, dacă noi unul trăgea în spate, unul în față, unul trăgea de laterală, nu merge, nu mai. Las-o așa că măcă, e o vorbă la noi. Nu merge. Deci să înțeleg odată cu curățenia de toamnă în garderobă. Curățenia asta a fost făcută mai de mult. Nu chiar acum. Am bine, genul ăsta de curățenie, cred că o facem tot timpul. O facem tot timpul, dar drastică cum am făcut-o eu, s-a întâmplat cred că atunci, undeva în pandemie sau imediat după pandemie, nici nu mai știu exact. Deci ai avut și tu parte de oameni negativiști pe lângă tine și e foarte bine că, uite, ai găsit puterea de a, nu știu, a îndepărta, pentru că sunt foarte mulți care rămân acolo și se complac și sunt prea empatici și zic, stai un pic că nu pot să-l las în situația asta. Nu. Lucrurile în viața mea au luat o întorsătură spre bine în momentul în care eu m-am pus pe primul plan. În momentul în care eu auzeam, nu știu, mama ta e răcită. Nenorocire, mă gândeam, nu mai dormeam nopțile, ce să-i fac, cum să-i dau, cum să nu știu ce, ajungeam eu să mă îmbolnăvesc, să eu având anemie, nu mai mâncam, nu mă stresam, orice altă chestie mi-era foarte rău mie. Fiindu-mi foarte rău mie, nu mă puteam concentra pentru a găsi o soluție să o ajut pe ea. Și atunci ea mă vedea că simțea ca orice om că mie mi-este rău și era și mai rău. În momentul în care mie mi-e foarte bine și sunt cerebral și sunt acolo pus cu picioarele pe pământ și pot să gestionez lucrurile, îmi dau seama că o pot ajuta și pe ea și pe alții și așa mai departe. În momentul în care am înțeles acest lucru și eu mă pun pe primul loc, tu mă suni pe mine, Romina, la 2 noaptea. Și zici, nu ai o problemă gravă, dar zici așa, băi, Florin, am și o nevoie de tine, uite, într-o jumătate de oră să vii la platou, că nu-mi vine nimeni. Păi eu mă gândesc, păi eu pe Romina vreau să o ajut, că e prietena mea și așa. Dar stai să văd, eu ce am? Eu mâine dimineața la ora 7 trebuie să fiu în picioare fresh cu clienta. Eu am de lucru până mâine seară la 12. Dacă plec la ora 2 acum și nu mai dorm, mi s-a dus tot, o să obosesc după ora 4, nu mai dau la... Și mă pun și îmi dau seama că am foarte mult de pierdut încercând să fac un bine pe care oricum nu-l pot face în totalitate. Pentru că sigur nu scapi și tu oricum nu rămâi, că nu ești pe moarte. Ai o problemă de asta, de se rezolvă. Nu sunt exact. Eu, e altcineva. E, așa au început să funcționeze lucrurile în viața mea. Primul rând mă pun pe mine pe primul loc. Sună egoist, sună cum vreți voi, dar ăsta e adevărul. În momentul în care te pui pe tine pe primul loc, lucrurile merg impecabil. Este cel mai important. Și asta nu înțeleg foarte multe persoane, nici în relații, pentru că se uită pe ei și asta... Și de acolo pornesc problemele. În momentul în care te-ai uitat pe tine, în momentul în care tu, știi cum, în prima etapă, zici, lasă-mă pe mine acolo, pe locul 2, lasă-mă să fie bine. Nu!
Nu, să-mi fie mie bine, că dacă mie mi-e bine, mă doar stare de bine. Da, eu că vin bucuros acasă zâmbind și țopăind într-un picior, fii convinsă că și ție ți-e bine lângă mine. Adică, exact. Nu așa poate, așa. Că și dacă ești într-o stare proastă, te scot eu, uite, mă, hai că am venit, hai, facem, luăm, cumpărăm, comandăm, plecăm. Adică oferim starea aia, dar dacă vin și eu, mai vin și tu, te duce corect. Tot. Corect. Așa este. Și uite că am vorbit de stiluri, cum ni le identificăm, vreau să știu cum ți-ai descrie tu stilul vestimentar, pentru că, așa cum am spus și la început, ești tot timpul o apariție impecabilă. Eu nu am văzut niciodată să, nu știu, să fie că ai spus tu că am și eu zile în care trag un training pe mine, îmi pun o șapcă în cap. Repet, și aia... Nu prea ai venit la mine la atelier și nu prea fac tutorii când sunt așa. De-aia nu m-ai văzut. Nu cred că eu ca personalitate, ca și caracter, de fapt nu, caracterul cred că e același, dar ca și stil vestimentar, ca tot, eu m-aș putea numi cameleonic. Eu sunt un om cameleonic pentru că meseria, pentru că activitățile mele mă obligă să fiu așa. Azi mă vezi, uite, cam de două luni eu nu mi-am mai făcut părul așa, în freză, asta. Îmi schimbasem complet freza, pentru că părul meu avea nevoie de o îngrijire mai atentă, dar la, nu mai contează. Și o foloseam doar când mergeam la anumite evenimente. Și starea și aspectul se schimbă în funcție de evenimentul la care eu sunt. Dacă mâine mă pui să merg la gale, mergând la smoking, mergând pe zona de elegant, nu mai pot avea părul pe care l-am când mă îmbrac în jeans de sus până jos. Adică e firesc, e logic. Și de-aia mie îmi place să spun că sunt pe zona de cameleon. Adică încerc și pot purta orice stil. Dacă e contextul potrivit și hainele sunt potrivite, zic că-l pot să-l stăpânesc. Acum, da, recunosc, nu mă caracterizează stilul rock. Nu mă caracterizează stilul vamaiot. Da, dacă e nevoie, ne ducem și în zona aia, știi? Adică mergem. Plus că, uite, sunt foarte multe evenimente care impun dress code-ul și au anumite tematici. Și de-a lungul timpului, întâlnind cam toate tematicile posibile, dai seama că le-am testat și le-am văzut, le duc, le stăpânesc, pot. Îmi place să cred că sunt cameleonic din punct de vedere vestimentar. Deși stilul meu clar va rămâne cel elegant, cel pe care îl și construiești și îl creionezi zi de zi pentru doamne și domnișoare. Așa este, Florin. Noi îți mulțumim că uite, eu vă mulțumesc. Ne-ai călcat din nou pragul și ne-ai împărtășit atât de multe informații și sperăm ca doamnele și domnișoarele care ne privesc să nu mai facă greșelile vestimentare, să renunțe la colanți. Sunt multe greșeli pe care le puteți remedia doar dacă voi vreți, pentru că în subconștientul vostru știți că nu e bine când aveți piciorul atât. Și uite, avem și un specialist care vine și ne sfătuiește și ne dă cele mai bune sfaturi legate de vestimentație și atunci oricând, este bine să-l ținem cont de ele, pentru că așa putem să avem o apariție impecabilă. Așa cum și noi ținem de sfaturile medicilor cont și noi ținem, eu țin de sfaturile specialiștilor din punct de vedere vestimentar în segmentul masculin. Că știu eu ce știu, asta e cu totul altceva. Dar am și eu oameni de la care mă inspir și pe care îi sun și le trimit poze. E bine așa, nu e bine așa? E normal. Florin, noi îți mulțumim și te mai așteptăm pe la noi, că uite, tot timpul avem de discutat. Să facem emisiunea așa de vreo 10 ore, stăm aici că avem de povestit. Cum să nu ne prinde noaptea, cum ai spus tu, că te sun la ora 2. Hai, Florin, să filmăm. Îți mulțumim și te mai așteptăm pe la noi. O plăcere de fiecare dată, mulțumesc mult. Și dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit, pe data viitoare.